Incendiul la un bloc de locuințe recent construit de pe strada Ciuflea din capitală. Clădirea a fost învăluită în fum în această dimineață. Potrivit informațiilor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, focul a izbucnit în jurul orei 11 și a cuprins izolația dintre etajele 2 și 12 a clădirii. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, însă pompierii au evacuat două familii pentru a evita intoxicarea acestora cu fum. Flăcările nu au afectat niciun apartament. La fața locului au lucrat 6 echipaje de pompieri. Circumstanțele și cauza producerii incendiului urmează a fi stabilite de specialiști.